Dimineața, vă salută Tatiana. Astăzi vom continua gâsca noastră și după ce am umplut bine cu melană, vom pune aici în interior o bucățică de carton. Aceasta îi va da stabilitate. Deci o vom fixa aici și vom continua rândul următor, lucrând o serie de 4 scăderi consecutive. Deci vom scădea în felul acesta. Prindem bine. Avem prima scădere. Cea de-a doua. Treia scădere, cea de-a patra, după care vom continua cu un număr de 12 piciorușe scurte și vom lucra 12 piciorușe scurte. 11, 12 piciorușe scurte și 2 scăderi consecutive. Astfel am încheiat și acest rând. Prima scădere și cea de-a doua. Nu am pus firul despărțitor. Din acest moment noi vom lucra un picioruș scurt urmat de o scădere. Deci un picioruș scurt, vom continua cu o scădere și în felul acesta vom lucra pe întreg parcursul acestui rând. Deci un picioruș scurt urmat de o scădere. Scăderea. Și vom continua singure. Ajunse în acest punct, noi vom scurta firul, vom lăsa o bucată să putem coase și vom închide partea de jos a lucrării. După care vom pune acul și vom închide cu acul acea porțiune. Imediat vă voi arăta și modul în care se închide pentru a da stabilitate lucrării, pentru asta în picioare. Deci vom lua acul pentru cusut lână și vom intra doar prin partea din față a ochiurilor. Vom prinde câte 3 în același timp. Vom trage firul și vom împinge spre partea din spate. Deci vom strânge în felul acesta și astfel vom continua până la sfârșitul acestui rând. Închidem în acest mod.
frumos s-a închis. Din acest moment noi vom ascunde capătul de fir, vom pierde undeva de desubt pentru a da stabilitate. Uitați-vă cât de perfect este, împingând piciorușele în acel mod, nu s-a format aici nicio denivelare, deci totul merge perfect. Vom asculta capătul de fir, după care ne vom ocupa de restul lucrării. Pierde undeva pentru a-i da stabilitate. Lucrarea mea stă în picioare, singură, după cum ați văzut, datorită cartonașului și a modului în care am închis. Acum noi vom continua, o voi pune deoparte, în modul în care să o puteți vedea. Vom continua lucrând piciorușele. În cercul magic voi face un număr de 4 piciorușe scurte. Primul picioruș nu îl numărăm, deci vom face 4. 1, 2, 3, cel de-al patrulea, vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat și vom continua lucrând câte o mulțire în corespondența fiecărui picioruș. Deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 8 piciorușe scurte. Prima mulțire, cea de-a doua, cea de-a patra mulțire. Și vom continua lucrând un număr de 3 piciorușe scurte. Aici vom avea nevoie din nou de firul despărțitor. Este primul. Vom face o mulțire și vom continua cu 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire. 1, 2, 3, o mulțire. Următorul rând vom lucra 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Și vom intra 4 aici. 1, 2, 3, 4, o mulțire. Și vom lucra încă o dată același 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire. 3, 4 și o mulțire. Următorul rând vom lucra 5 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Acesta se va repeta de 2 ori, ca și până acum. 1, 2, 3, 4, 5 și apoi vom face o înmulțire.
foarte o mulțire. 1, 2, 3, 4, 5 și o mulțire. Iar acum vom continua lucrând un număr de 7 piciorușe scurte. Doar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. După ce am lucrat și aceste 7 piciorușe scurte, vom pune lucrarea în două, în felul acesta, și vom închide totul aici cu un picioruș scurt. Vom tăia capătul de fir, lăsăm mai lung pentru a putea coase. Și în felul acesta vom lucra două bucăți, deci două. După piciorușe vom realiza ciocul. Vom pleca din nou din cercul magic, care vom face din nou 4 piciorușe scurte. Deci 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, cel de-al patrulea. Vom închide cercul magic, vom închide cu fir alunecat și vom continua din nou lucrând o mulțire în corespondența fiecărui picioruș. Deci vom avea la sfârșit un număr de 8 piciorușe scurte. 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire. 1, 2, 3. Cel de-al treilea, o mulțire și vom repeta 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Am obținut 10 piciorușe scurte, iar acum vom face un rând de 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Iar acum vom tăia firul, vom lăsa pentru cusut și vom încheia și această parte, ciocul. Vom continua cu aripile. Le vom face în modul meu, în cercul magic. Voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Deja am făcut acest model de aripioară la găinușa Amigurumi. O
veți găsi pe canalul meu, dacă nu ați văzut-o. 2, 3, 4. Moment voi face 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Cred că este cel mai ușor mod de a face aripi și cel mai frumos, mă gândesc eu. Ne vom întoarce în jos cu piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4. Sunt 4 piciorușe scurte pentru că am pornit de la al doilea ochi de la croșet. Voi intra în următorul picioruș din cercul magic și voi face un picioruș scurt, întorc lucru și voi urca din nou în sus cu 1, 2, 3, scurte, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, întorc lucrarea și începând de la al doilea ochi de la croșet, mă întorc în jos cu piciorușe scurte, vom face aripile prea ample pentru că și gâsca este destul de mică. Deci, continua cu piciorușele scurte. Voi intra în cercul magic, un picioruș scurt și voi închide lucrarea. Voi lăsa o bucată de fir mai lung pentru a coase și iată că am făcut și această parte. Vom închide lucrarea. Astfel vom face două aripioare care apoi le vom atașa lucrării noastre. Vom ascunde și acest capăt de fir, eu îl voi trage de dedesubt pentru că aripile vor veni una în acest mod, iar cealaltă în modul contrar. Ascund acest capăt de fir, după care trecem la cusut. Am fixat aripioara cam în modul în care am dorit eu, iar acum vom coase. În modul în care să nu se vadă cusătura. Astfel vom încheia încet încet lucrarea noastră. Aici nu are mare importanță exact unde intru. Important este ca aripioara să fie fixată bine. Iar după ce am terminat de cusut, vom ascunde capătul de fir. Eu o voi lăsa așa un pic mai rebelă. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să o coaseți chiar atașată corpului. Mie îmi place așa un pic mai rebelă, cum spuneam mai devreme. În același mod vom coase și cea de-a doua aripioară. O vom coase singure, cu atenție, unde vom fixa să fie fixate în mod egal. Vom trece la cusut piciorușele. După cum vedeți, eu primul l-am cusut deja. L-am aranjat în acest mod. La fel voi aranja și cel de-al doilea. Mă voi uita să fie
exact în aceeași direcție și încet, încet îl voi coase cu atenție, uităm să fie egal aranjat. Să fie perfect. După cum vedeți, lucrările mele nu sunt foarte complexe, deoarece cam tot ceea ce eu lucrez este adresat doamnelor începătoare. De aceea, de foarte multe ori uit să menționez, în cazul în care sunt persoane care doresc să învețe, să croșeteze, le puteți recomanda, dacă doriți, canalul meu. Iar aici veți găsi lucrări foarte accesibile dumneavoastră, doamnele începătoare. Bineînțeles, tutorialele pe care eu le fac, mi le aleg cu grijă, pentru că nu doresc să fie tutoriale, aceleași tutoriale în limba română, pentru că ar fi copyright și nu doresc să am probleme cu alte canale de YouTube. Însă mă străduiesc să fiu pe placul dumneavoastră și în cazul în care vă place ceea ce lucrez, vă rog să lăsați un comentariu, un like, de ce nu să deveniți membri al acestui canal. YouTube mi-a oferit această posibilitate și eu vă aștept cu drag. Am cusut aici și piciorușul, cel de-al doilea, acum voi pierde firul undeva pentru a-i da stabilitate. Voi trece la cusut ciocul, voi întoarce lucrarea în modul acesta, să vedeți cam unde îl fixez și dumneavoastră veți fi atente să vedem să fie pe mijloc și încet, încet voi coase și acesta locușorul său. Trebuie cusut cu atenție în cazul în care veți face cadou copiilor. În cazul în care îl veți face cadou copiilor, să fie bine atașat, pentru că aceștia de obicei au tendința de a trage de jucării și cel mai bine este ca lucrarea să fie, să ofere siguranță. Aici, chiar dacă este așa, veți vedea că nu este nicio problemă. Este locul unde am închis lucrarea și nu am ascuns acel capăt de fir dintr-un motiv anume, pentru că știți, de multe ori în momentul în care lucrez vă arăt modul în care să închidem rândul fără să se vadă locul unde am închis. De data aceasta nu este o problemă, pentru că ajuns în acest punct voi intra cu acul aici în ultimul picioruș unde am închis și voi face nările gâștei. Vedeți, în felul acesta am făcut una, iar acum o voi face pe cea de-a doua. Va trebui să merg un pic mai sus. Asta. Știți că găsculița are acest
cele nări, așa, un pic mai proeminente, mai ieșite. În modul în care să fie cât mai aproape cu realitatea. Dacă reușim, voi intra încă o dată cu acul pe aici, după care voi ascunde și acest capăt de fir. Nu ne rămâne decât, uitați-vă, decât să-i punem ochii, punând ochii, bineînțeles, va căpăta un alt aspect, mai ascundem firul și ne pregătim să punem ochișorii. Pentru a aplica ochișorii, eu voi folosi lipiciul lichid. După cum vedeți, ochișorii mei sunt cei cumpărați din comerț. Dacă nu aveți acești ochișori, puteți foarte bine pune două mărgeluțe. Deci îi voi aplica în modul în care să fie bine amplasați. Așa, îl voi pune și pe cel de-al doilea. Cam așa. Iar pentru a-i da o notă de eleganță, schimba culoarea, îi voi pune această floricică și aceasta este cumpărată din comerț. Am cumpărat-o câțiva ani în urmă, de fapt mai multe am cumpărat. Voi pune din nou lipiciul lichid și mi-o voi atașa gâștei mele, scuzați, aici așa, într-o parte, pentru a arăta foarte cochetă. După cum vedeți, ea stă în picioare, nu este nevoie să fie sprijinită de nimic. Eu sper să vă placă, acesta este produsul final. Camera este aranjată în modul în care doar așa puteți vedea produsul final. Cam aceasta am dorit să vă prezint. Dacă vă place ceea ce am lucrat împreună, așa cum vă spuneam, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Mi-ar plăcea foarte mult să văd lucrat pe pagina grupului acest model. Iar eu mă despart de dumneavoastră în același mod cu care sunteți obișnuiți. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vă doresc o zi minunată. Vă îmbrățișează Tatiana. La revedere!